Am ajuns cumva la valul 4. Probabil eu, persoană individuală, cu CNP-ul meu, mă gândesc că ne obișnuim încet, încet cu povestea. O să treacă cumva pe planul 2, nici bine, nici departe, o să apară o altă nebunie și o să trăim cu COVID-ul ăsta, cei care apucăm să trăim, să rezistăm, să supraviețuim, pentru că nu văd de ce nu o să ajungem la valul 200, nu noi, generațiile viitoare. El nu mai dispare, nu? Odată instalat în societate. Se va stinge ușor, ușor. Hai să ne gândim în felul următor. Se stinge din moment ce valurile astea, am înțeles, iertați-mă, da, sunt cumva și datorită, din cauza faptului că are o viteză de adaptare, mi se pare, destul de mare. Cu siguranță, dar nu numai el. Virusurile, în general, se adaptează ușor. Să știți că familia mare... Și cât creier are el acolo? Au foarte mult creier. Și bacteriile, în general, microorganismele. Știți că în jurul nostru sunt vreo 3 miliarde de microorganisme despre care nu știm cele mai multe. Cunoaștem și noi câteva. Eu de când am aflat asta, nu m-am mai sărut cu femeile. Adică, când am citit ce zic... miliarde de bacterii, nu în gură. Bă, intestinul subțire, pe alea, dar alea sunt prietenoase. Păi, cele mai multe sunt prietenoase. Și aici e discuția. Cât timp am o imunitate bună, cele mai multe dintre ele mă lasă în pace. E, la SARS-CoV-2 e cam la fel. Dacă am o imunitate foarte bună, de cele mai multe ori o formă ușoară, nu? Cei mai mulți dintre noi fac o formă ușoară. Da. Bun. Acum, problema e în felul următor. Familia mare a coronavirusurilor e de când lumea și va fi în continuare. De când adică, lumea? De când lumea, sau mă rog, pe acolo. Ideea e că SARS-CoV-2 e și el un membru din acea familie. Deci probabil că peste an și an o să avem alți membri din familia mare a coronavirusurilor, care dau în general viroze, dau lucruri ușoare pe care nu prea le luăm în calcul. Deci ce s-a întâmplat acum cu SARS-CoV-2 și a mai fost cu câteva înainte, s-a întâmplat din cauza faptului că s-a transmis extrem de ușor și a cuprins mapa mondului ca număr de infecții, că altfel nu vorbeam acum de el. Și că din cauza asta, și pentru că e mai rău decât virusul gripal, din păcate duce și la forme severe, într-un procent destul de mic. Dar duce. E clar, însă media, care are și ea zona de irresponsabilitate, din astea face o cazuistică. Nu spune nimeni, bă, 97, adică nimeni nu spune, bă, stați puțin, că ăla de 32 de ani, cumva sănătos, a făcut ceva la inimă sau a făcut ceva la plămâni, dar reprezintă 0,0000. Ăla e de dat la știri și ăla ne înspăimântă. Bă, a murit unul de 19 ani, a murit unul de 12 ani, a murit una să nască, să nu știu ce și cu tare, cu tare. Dar ăsta este momentul în care v-aș ruga să faceți o comparație cu ceva care nu prea ne interesa pe noi profanii. Până la SARS-CoV-2 se murea și de gripe și de răceli? Cu siguranță. Mai degrabă de gripă erau cazuri și știm foarte bine. Erau ani în care aveam sute de cazuri, sute de decese. E adevărat că nu erau atât de multe cazuri ca număr total de infecții, ceea ce e important. Pentru că dacă am un procent, de exemplu, de 2 sau 3% de cazuri care merg către deces, una e să fie dintr-un număr mai mic de cazuri și altceva e să am la nivelul mapamondului să ajung la un număr mare. Cumva mai mult atacau oameni în vârstă, se duceau repede în pneumonie, în ceva de... Nu? La fel se întâmplă și acum. Deci, de oamenii ce plămânii vârstă... cedează primul? Bine, plămânii sunt în general în momentul în care vorbim de un virus sau de un microorganism care le vine... Place... Pe... Le place pentru că țesutul ăla moale, e bine vascularizat. Aha. Și gândiți-vă că e vorba de microorganisme care vin pe cale respiratorie. Dacă vorbim strict de transmitere pe cale aerogenă. Și vorbim de gripă, și de SARS-CoV-2, și de alte bacterii. Și atunci sigur că ajung în plămâni. Dar nu afectează numai plămânii. Știți cum suntem noi bărbații? Mergem pe stradă și vedem câte o cocoană, mamă, ce plămâni are. Deci și plămânii exteriori pot adică pot fi, să ne gândim că doamna a avut SARS-CoV-2 sau gripă. Nu, dar dacă are niște plămâni mai generoși, ea nu pot fi atacați așa de virus, nu? Că nu, mie mi-ar plăcea mai mult plămânii exteriori, nu aia interior. Cred că îi afectează și pe aia. Da? Deci țesuturi, să înțelegem, țesuturile... îi place să cazeze, deci în nas, nu? E o zonă umedă, da, moale, sangvinizată, îi place să intre pe acolo. Poate mai mult decât prin gură, nu? Decât nu, intre.
intră și prin gură, pe cale respiratorie, pe care am în două variantele. Hop, și-a dat repede de plămâni. Zice, bă, e mișto aici în stațiunea asta. Dacă și găsește un teren care să fie cu probleme, că altfel nu se întâmplă. Adică dacă plămânul e perfect sănătos... Nu e vorba doar de plămâni, e vorba cum e sistemul imunitar și aici e de discutat. O persoană care are un sistem imunitar echilibrat, și aici e o mare pălărie... De unde știm că avem un sistem imunitar? De multe ori nu știm. Nu știm. Dar dacă avem un stil de viață...